Aseară, la numai 12 ore după ce DJ-ul din Tulcea, bătut de un fost luptător K1, s-a stins la spital, un alt șmecher din orașul de pe malul Dunării a băgat în pământ un bărbat. După ce a băut într-un bar, tânărul și-a amintit că are ceva de împărțit cu acesta, așa că a mers să-l bată. L-a găsit pe bărbat în fața casei. Era împreună cu fiica sa. Agresorul a început să lovească de față cu fata. Sub greutatea pumnilor, victima s-a prăbușit și s-a lovit cu capul de asfalt. A murit câteva minute mai târziu în brațele medicilor. O nenorocire. Au rămas doi copii fără părinte, fără tată. Băiatul care l-a lovit, cred că era în stare de ebrietate. Agresorul era cunoscut în oraș. Era scandalagiu? Într-un fel, cam era. Aveați probleme cu el pe stradă, pe aici? Nu întotdeauna, când bea. Bărbatul de 41 de ani a făcut câteva lucrări la casa mamei sale și nu a fost mulțumit de rezultat. Aseară, după ce s-a îmbătat, tânărul de 26 de ani a mers să-i ceară socoteală. Bărbatul era în fața casei împreună cu fiica sa, dar nu a contat. Agresorul a sărit la bătaie. Ce s-a întâmplat, domnul? Un pic de casă, luat de greș, s-au certat. Să băteau doi în seara, l-a lovit, l-a dărâmat. Când l-am văzut cu ca jos. Bărbatul nu s-a mai ridicat de pe trotuar. Vecinii care au asistat la luptă au sunat la 112. Au fost solicitat să intervenim la o persoană care, în urma unei agresiuni, a căzut, s-a lovit, se presupune, cu capul de bordură sau de șosea. Când am ajuns la locul solicitării, persoana se află deja în insuficiență cardiorespiratorie. Medicii s-au chinuit minute bune să-l salveze, dar în zadar. Au început imediat măsurile de resuscitare. Se pare că după ce l-am predat noi, cu toate manevrele de resuscitare, nu s-a mai putut face nimic. Tânărul de 26 de ani a ajuns pe mâinile polițiștilor. Acesta ar putea fi acuzat de lovituri cauzatoare de moarte. Victima sa a lăsat în urmă o soție și două fetițe. Daniel